Salutare și bine v-am găsit la un episod din Total War, Rome 2. Astăzi va trebui să ne punem pe treabă și va trebui să plecăm de aici. Vom merge ușor în direcția asta. Să vedem ce o să găsim. Ok, am găsit Starmise Getuza. Destul de bine. Dar noi avem momentan alte lucruri de făcut. Mai precis, să încerc să-l asasinez pe băiatul ăsta. Foarte bine. Acum cred că le pot ataca armata fără probleme. Decent. Ready, willing and able. I will make them doubt their leaders. The shadow of Rome is fast. Super. Îi eliminăm definitiv. Iar acum va trebui să ne mișcăm de aici. Cât de curând vom pleca în diverse alte locuri. Partea nasoală este că trebuie să mă mișc destul de mult. Pe aici s-ar putea să am mici probleme. Dar cred că mă voi descurca eu. Și acum trebuie să distribui niște puncte pe aici. Commander, sună bine. Iar pe aici, să ne uităm după ceva nou. General, sună la fel de bine. Între timp eu mai am o sumă destul de bună pe care cred că o voi putea folosi. Și voi îmbunătăți anumite locații. Dar momentan cred că va trebui să închei tura. Și nu uitați, dacă vă place această serie, v-aș ruga să lăsați un like. Asta mă ajută enorm. Și cu cât facem mai multe like-uri, cu atât voi păstra mai multe episoade. Deci aici cred că toată lumea câștigă. Ok, s-ar putea să pierd locația asta. Bun, se pare că un agent a fost expus și am dezvoltat cimentul. Și se pare că avem o problemă cu un anumit partid politic care a devenit independent și va trebui să-l elimin destul de rapid. Asta o să fie destul de interesant. Bun. Au ceva teritorii. Asta înseamnă că și eu voi avea nevoie de o armată foarte rapid. Bun. Super, ne-am recuperat provincia. O facțiune a fost distrusă, iar noi acum
va trebui să ne concentrăm eforturile pe lucruri cu adevărat importante. Spre exemplu, flota asta va trebui să plece de aici. Și va trebui să ajungem în Italia foarte rapid. O să dureze ceva, dar cred că voi face o treabă destul de bună. Între timp, să ne mai uităm pe aici. Și cred că aș putea să mă interesez de diverse alte lucruri. Spre exemplu, pe aici. Cred că voi putea îmbunătăți provinciile astea destul de mult. Și voi putea face treaba asta destul de ușor. Pe aici mai îmbunătățesc o clădire. Provinciile astea trebuie să le recuperez foarte rapid. Ok, de aici mai pot lua ceva mercenari. Foarte bine. Voi veni până pe aici și voi aștepta. Între timp să mă uit ce altceva aș mai putea face. Cred că aș putea să trimit agentul ăsta către provincia mea înapoi. Ar fi destul de util dacă ar putea să ajungă pe aici. Foarte bine, îmi trimit spionul pe aici. Sabotaj militar, nu pot face absolut nimic. Și sincer, sunt aliații mei, nu cred că i-aș sabota încă. Trebuie să reducem populația celtică de aici. Treaba asta o să dureze puțin. Dar la un moment dat vom reuși să reducem populația suficient de mult încât să romanizăm provincia. Altceva nu cred că mai pot face. Partidele politice s-au cam dus. În general, eu sunt șeful pe aici. Ceea ce este ok. Asta înseamnă că am o mulțime de avantaje. Research rate mai bun, public order, tax rate și moral pentru unități. Sună nemaipomenit de bine. Băieții ăștia cred că îi pot mulțumi și pot să-i țin așa micuți. Ar fi o idee decentă. Trebuie să le mai ofer de aici câte ceva. Băiatul ăsta are cunning. Să vedem dacă îi pot oferi ceva care să-l ajute. Te rog, spune-mi cam ceva util. Da. Se pare că am ceva suficient de util. Iar acum pot încheia tura liniștit. Se pare că o legiune trebuie să primească o promovare. Să ne uităm pe aici ce putem să le oferim. Bun, bun, bun. Ceva damage în plus cred că ar fi suficient de ok. Și cred că momentan voi putea încheia tura. Nu voi mai putea face cine știe ce momentan. Dar cred că pot să pun ceva commandment în regiunea asta. Să vedem exact. Deși nu cred că voi pune asta. Voi pune tax rate.
și voi încheia tura. Bun. Progres civic sau progres militar? Ei bine, progres civic cred că ar fi suficient de ok. Mai ales că eu mă ocup de treaba asta momentan. Deci, ar fi un lucru absolut grozav. Progresul militar poate să aștepte puțin. Mai ales că oamenii mei sunt pe aici prin zonă și fac o treabă destul de bună. Le asasinez generalul. Iar acum cred că le voi lua provincia foarte rapid. Exact. Nu este nevoie să lupt. I-am dat și loot pentru că voi avea nevoie de bani. Iar acum s-ar putea să fi îndeplinit un obiectiv secundar. Da. În Africa mai trebuie să mă duc. Ok. Între timp, trebuie să văd cum pot să-mi protejez teritoriile. Asta o să fie o parte destul de interesantă. Vom veni până aici. Iar în general, flota mea cred că se va putea separa relativ curând de armată. Flota va veni până aici și voi încerca să le atac provinciile astea. Foarte curând voi aduce și armata. Dar mai întâi trebuie să-mi recuperez teritoriul ăsta, pe care îl voi ocupa pur și simplu. Nu mă voi lupta. Să mă uit pe aici. Market settlement. Nu sună rău. Comerț maritim. Nu sună rău. Ok. Între timp mai pot să iau un agent. Ok. Mariaj politic. Sună interesant. Asta este o chestie nouă. Ok. Încă domin scena politică, ceea ce este foarte important. Momentan, oricum am suficiente probleme cu băieții ăștia. Nu vreau și alte probleme. Partea bună este că mi-am recuperat o sumă de bani destul de mare. Tipul ăsta se va mișca. Agentul ăsta își face treaba pe aici. Și în general cred că suntem bine. Ok, nu-l pot asasina, nici nu aș vrea treaba asta. Dar este și asta o opțiune oricând. Totul pare fi în regulă, deci momentan cred că voi încheia tura liniștit. Ok, mi-atacă o provincie. Din păcate nu cred că le voi putea face față. Roar!
Se pare că avem parte de un triumf. Asta este bine. Dar problema mea este următoare. Vor începe luptele foarte, foarte curând. Iar eu nu cred că voi putea face față. House of Julia. Tipul ăsta este cunning. Dar nu știu exact dacă va fi un tip extraordinar pentru lupte. Eu aș putea să-l aduc aici. Totuși aș prefera un om politic nou. Sau poate un inamic politic. Se pare că băiatul ăsta este un inamic politic. Deci îl voi putea duce pe câmpul de luptă. Și va putea deveni un om destul de important pentru mine. Îi vom da ceva trupe, va avea nevoie de oameni. Nu va avea cine știe ce unități. Asta este clar. Dar măcar va putea să mă ajute cu apăratul teritoriilor. Și lucrul ăsta va fi destul de important pentru mine. Se pare că am mai luat un teritoriu. Nu sună rău deloc. Așa. Iar noi acum stăm destul de bine la capitolul putere politică. Probabil va trebui să mai aduc un om politic în cea mai slabă casă, Cornelia. Așa. Nu au câștigat cine știe ce. Dar poate cu timpul vom reuși să ne stabilizăm și noi puțin. Ok, House of Unia. Băieții ăștia sunt destul de ok momentan. Să ne asigurăm că vor rămâne destul de loiali. Nu prea văd exact unde este loialitatea. 4 minus 5. Ok. Securizăm loialitatea. Acum totul pare fi în regulă. Eu voi avea nevoie de mai mulți oameni politici. Și treaba asta s-ar putea să fie puțin mai complicată. Ok. Pe aici. Asta este Roma și Magna Grecia, deci pe aici în principal nu se mai întâmplă cine știe ce. Totuși, cultura latină s-ar putea să fie utilă pentru provinciile astea. Ok, și cred că am terminat toți banii, dar pot face numeroase acțiuni.
Ok, am venit până aici. Băiatul ăsta face o treabă destul de bună prin provinciile noastre. Ăsta este un agent inamic. Îl putem manipula? Nu tocmai. Totuși, cred că voi putea încerca la un moment dat. Între timp să văd ce mai pot face pe aici. I serve as my people's ears and tongue, listening and ok, să vedem cine se înțelege cu noi suficient de ok încât să iau de partea mea. Băieții ăștia nu se mai înțeleg bine cu mine. Da, se pare că nu se mai înțeleg chiar așa de bine cu mine. Are you brave or fool? Ok. Cu cine mă înțeleg eu? There's a good pork roasting for you, and better ale and mead set aside. But first, we talk. Sunt cam unreliable, deci nu prea pot face cine știe ce. Ar fi bine să mai aștept o perioadă și momentan să închei tura pentru că nu mai pot face nimic deosebit. Deși cred că aș putea să trimit diplomatul ăsta până aici la graniță. Ar fi o idee bună. Să trimit flota până pe aici. Flota inamică nu reprezintă cine știe ce pericol. Bun, i-am eliminat. Ne întoarcem aici. Și probabil va trebui să scap de anumite unități. Am prea mulți mercenari. Și băieții ăștia să-mi consume toți banii. Nu e ca și cum aș avea teribil de mulți. Dar voi avea și mai puțini. Iar băieții ăștia vor merge și ei în direcția asta. Și vor veni probabil pe uscat pentru că se vor mișca puțin mai repede și vor începe cu provincia asta. Lucrurile cred că merg destul de bine în momentul ăsta. Ok. Iar acum cred că voi putea încheia tura liniștit. Peace is not an easy word. Warriors speak of honor and glory, but you have little of them left. Ok, un tratat de pace cu băieții ăștia. Sună bine. By the Tetractis, you have a good mind in your skull. Your decision here is most excellent. Ok, este un banchet rival. Evident că voi merge la banchet. Nu de alta, dar eu sunt dictatorul Romei. Fac ce vreau. Nu mă poate opri nimeni din ce vreau să fac. Și din păcate, cred că aici se va încheia și episodul nostru. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut. Și ne vedem data viitoare cu un episod. Pa, pa!